Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Educația și ne-am propus în această seară să abordăm un subiect mai puțin bătut, anume viața unui scriitor, lecția de demnitate am numit-o noi, pentru că scriitorul Ide Sârbu, că despre dânsul vom vorbi în seara aceasta, a lăsat în urmă chiar aceasta, demnitatea de a nu face pact cu regimul comunist, chiar dacă a avut de suferit enorm, și inclusiv opera sa literară foarte importantă. Este alături de noi domnul Toma Velici, editor, principalul editor al operei lui Ide Sârbu, în același timp critic literar, personalitatea despre care se leagă tot ce s-a făcut în memoria sa după 1989 sau quasi totalitatea. Bun venit în emisiunea noastră! Vă mulțumesc pentru invitație și sper ca discuția noastră să fie spre beneficiul celor care ne privesc și bucuria ar fi mai mare dacă ar fi prezenți tinerii să publicul vadă... Publicul acestei emisiuni este mai tinere pentru că e emisiunea Educație. Avem un public și școlar foarte mult. Deci și... cu atât mai bine, pentru că Ion de Sârbu se considera înainte de a deveni scriitor un dascăl. Spunea că poartă bosa de dascăl și mai mult a fost la catedră o perioadă destul de frumoasă, zice eu, dar într-o perioadă a vieții sale foarte grea, pentru că fusese dat afară din învățământul universitar, unde funcționa ca și conferențiar, și apoi a lucrat în învățământul liceal o perioadă de 4 ani și jumătate. Bun, aș începe discuția noastră din această seară, în primul rând să spunem un lucru. Scriitorul Ide Sârbu s-a stins în septembrie 1989, n-a prins din păcate schimbarea din decembrie 89. Practic comemorăm în aceste zile 34 de ani de la evenimentul respectiv și este o dată aceasta cu septembrie, 17 septembrie, e o dată cumva care îl marchează și datorită faptului că în 1957, tot într-o asemenea zi, sau o zi mai devreme, cum ne spuneați dumneavoastră, care exista mărturii, el a fost arestat pentru mai mulți ani de regimul comunist. Spuneam noi, lecția de demnitate, putem să vorbim de asta pentru tinerii care se uită la noi? Cred că Sârbu este un model, un reper, nu numai pentru tineri, cred că pentru români în general. Comportamentul lui de-a lungul întregii vieți este al unui om profund moral, profund dedicat valorilor culturii, profund dedicat valorilor românismului, spunând că pentru el locul acasă este locul în care s-a născut și limba în care vorbește. Niciodată nu a trădat aceste valori. Avea ocazia în 1981-82, când a călătorit pentru prima dată în Occident, să rămână așa cum i se și sugerase de fapt de către Paul Goma, însă a refuzat, spunând că el are ceva de făcut acasă și trebuie să se întoarcă. Ba mai mult, într-o înregistrare pe bandă magnetică făcută de servicii, există o asemenea mărturie în care spune că m-am întors acasă să mor cu regimul de gât. Într-adevăr, pe data de 17 septembrie 1957, așa cum precizează documentele din dosarul său de urmărit informativ și în dosarul penal, Ion de Sârbu a fost arestat la București fiind pentru o misiune de denunț. De altfel, pot să precizez, fără teama că a greșit, că biografia lui Ion de Sârbu depășește în dimensiune biografia sau este deasupra chiar foarte valoroasei sale opere, el regretând că n-a reușit să scrie propria viață. În sfârșit, arestat pe 17 septembrie, iată 17 septembrie este o zi fatidică pentru Ion de Sârbu, tot într-o zi de 17 septembrie, dar asta întâmplându-se peste ani, în 1989, Ion de Sârbu va trece pragul albastru, pentru că suferea de o boală ucigătoare, cancer, și după luni chinuite, când încerca să-și continuă scrierea operei sale literare,
doamna neagră din sonete, cum spunea cu ironie, l-a lovit pe la spate. L-a lovit pe la spate, nu se știa atunci decât între prieteni și între prietenii foarte puțin că Ion de Sârbu are o substanțială operă de sertar. De altfel, zgomotul produs imediat după 1989 în lumea literară, la începuturi, că există scrieri de sertar la unii dintre scriitori, la cei mai cunoscuți la momentul acela, de pildă se vorbea de Fănuș Neagu, se vorbea de Constantin Tsoiu, de și de alții, că ar exista romane cu caracter subversiv. S-a dovedit că niciunul dintre acești mari scriitori ai momentului, cărora Ion de Sârbu l-a acordat creditul de oameni cu operă, nu a putut să facă dovada că prezintă eventualului cititor, într-o eventuală editare, cărți de substanță. Ei bine, singurul care a avut cărți de sertar a fost Ion de Sârbu și vorbim de trei formidabile lucrări. Întâi de toate, romanul Adio Europa, pe care am reușit să-l reedităm recent într-o ediție critică, care beneficiază de aportul a două personalități ale culturii românești cu texte substanțiale de prezentare a romanului și e vorba de lectorul universitar Cosmin Ciotloș, care scrie prefața romanului, și de Ruxandra Ceseranu, profesor universitar doctor poet, eseist, care scrie postfața cărții și care predă chiar un curs la Universitatea din Cluj, având ca subiect Ion de Sârbu și romanul său Adio Europa, roman care este considerat o revelație a literaturii române, asemănat fiind cu cartea lui Bulgakov, Maestrul și Margareta. De altfel, cei care au scris despre carte, și mă refer la cei care au fost primii lectori chiar și ai manuscrisului Adio Europa, primul fiind prietenul lui și coleg de cer literar Cornel Regman, spune că Adio Europa este prima operă epică de anvergură a literaturii noastre, care tratează tăios, fără menajamente, cu un sarcasm nimicitor anii de dictatură comunistă și creațiile ei în materie de transformare a omului, precum și instituțiile specifice cărora le revenea misiunea acestei transformări: securitatea, închisoarea, ștăbimea, cultura de masă, etc. Mai mult chiar, e pusă în chestiune însă justificarea existenței pe mai departe a comunismului în toate variantele sale trecute și prezente, estice și vestice. Iar Monica Lovenescu, la apariția romanului în 1994, scria în revista 22 o cronică literară, o cronică în care prezintă romanul Adio Europa, precizând că Adio Europa reprezintă un eveniment, umple golul literaturii de sertar și ia cu atâta forță dimensiunile răului, constituind aproape o demonologie, încât ar putea ilustra tratatele și eseurile de filozofie și sociologie politică despre totalitarism și în esența lui și în specificitatea locală. În manualul nostru de supraviețuire, precizează Monica Lovinescu, alături de mărturiile de neînlocuit și de câteva cărți de ficțiune rare, trebuie să figureze imperativ și romanul Ion de Sârbu ca un semn al strădaniei, dar nu spune adio Europei nici nouă înșine. Da, foarte interesante mărturie despre această carte. A avut un succes destul de mare la momentul ăla, chiar dacă ne povestea dumneavoastră faptul că a durat ceva, manuscrisul a intrat în tipografie la începutul 1990 și a apărut abia în 1992. E un destin al scrierilor lui Ion de Sârbu, pentru că nu ne aflăm doar în fața unei întâmplări, să zicem. Cărțile lui Sârbu au trebuit să aștepte unele chiar 20 de ani până să apară. Mă gândesc în primul rând la
povestiri de Petrilene care erau depuse la editura Tineretului în 1956 și urmau să apară în 1957, ca și la volumul de povestiri Șoarecele B și alte povestiri depus la Espla în același an, 1956. Dacă povestirile au apărut în 1973, Șoarecele B apare în 1983. Așa s-a întâmplat și cu Adio Europa, al cărui manuscris, cum vă spuneam înainte de emisiune, a fost depus la editură chiar în ianuarie 1990 cu un substanțial și suficient de argumentat text semnat de Cornel Regman, care atenționa că romanul trebuie tipărit. De altfel, adaug aici pentru puținii sau poate mulții privitorii ai dialogului cu dumneavoastră și să știe că manuscrisul Adio Europa a fost lucrat de Ion de Sârbu între 1982 și 1985, cel fiind încheiat în 23 august 1985, perioadă în care lucra în paralel și la celebrul jurnal al unui jurnalist fără jurnal. Cea de-a doua, una din cele trei, asta e cea de-a doua, nu? Cea de-a doua, da, cea de-a doua carte, care a avut și aceea soartă. A fost depusă în aceeași lună, ianuarie 1990, la Scrisul Românesc și a apărut primul volum în 1992. Practic, a scrie pe caseta tehnică 1991, dar a apărut în 1992, iar volumul 2 apare în 1993. Cum Adio Europa apare în 92, volumul 2, și volumul 3 apare în 1993. După părerea mea, și încumpănesc bine vorbele și am îndelung am meditat asupra cele ce le spun acum, dar le-am spus și în alte ocazii, că a fost o chestie regizată să nu se tipărească cărțile lui Ion de Sârbu imediat după Revoluție. Lucrând în acea perioadă în sistemul editorial, lucram la editura Scrisul Românesc, cunosc foarte bine cum se derulau lucrurile în edituri și care erau tirajele și ce cărți erau solicitate. E bine, atunci se tipăreau cărți în tiraje de 20.000, de 30.000, de 50.000 de exemplare. Dacă aceste scrieri ale lui Ion de Sârbu ar fi fost publicate imediat, garantat ar fi fost tipărite în tiraje sau mai multe enorme. Ediții, da. Da. Și în mai multe ediții, sigur că da, pentru că până atunci nu se citise atât de la obiect și la subiect despre ce se întâmplă cu adevărat în România. Acest roman este un roman, ca să zic, cu subtext. Este un roman alegoric. Este un roman construit de așa în așa măsură încât cititorul să-și dea seama despre ce se întâmplă, sunt transparente faptele, numai că ele se petrec undeva într-un isarlâc, care nu e altceva decât Craiova, este și dezvăluită identitatea locului unde se petrece acțiunea romanului, da, și toată structura de conducere a acestui isarlâc este după modelul administrației turcești. Avem toți funcționarii, dar avem și o înaltă poartă și avem și o sublimă poartă. Înalta poartă fiind Bucureștiul, da? Și sublima poartă fiind Moscova. Sunt tot felul de lucruri acolo extraordinare și sunt și mărturii din perioada de detenție, perioada pe care Ion de Sârbu a cunoscut-o bine pe propria ei piele, la Jilava, la Gherla și în lagărele de muncă pe care a trebuit să le frecventeze cu ghilimele de rigoare până la momentul eliberării sale 6 februarie 1963. Revenind însă, da, că discutam despre parcursul acesta dificil de la manuscris. Dar să amintim și cea a treia. Deci aveam Adio Europa, avem jurnalul unui jurnal fără jurnal și... Și mai avem romanul Lupul și Catedrala. Lupul și Catedrala, care, pe care Ion de Sârbu îl scrisese la gândul că va fi acceptat să fie publicat în acea perioadă. Ba mai mult, era scris pe modelul că uite, s-au făcut niște greșeli, dar după moartea lui Stalin s-a revenit și că societatea va evolua spre altceva. Romanul este un bildungsroman, are și el destule pagini despre pușcărie și despre perioada aceea extrem de grea, așa și
nu credeam în niciun fel că nu va, că nu va fi publicat, știți, acest roman. Am găsit între scrisorile nepublicate încă, deși există un volum întreg de peste 1200 de pagini cu corespondența lui Ion de Sârbu publicată, îngrijirea aparține așa la Fundația Națională pentru Știință, da, și... O să rugăm colegii din regie să dea drumul și la fotografiile despre Sârbu, ca da, să vorbim în paralel. Da, la Fundația Națională pentru Știință și Artă, și acolo se este cuprinsă quasi majoritatea scrisorilor pe care Ion de Sârbu le-a trimis în roza vânturilor, în țară, către prieteni în străinătate, și această corespondență, așa cum o să vorbim despre acel document, s-a spus, poate să dea lămuriri cu privire la adevărata biografie și adevăratele patini ale lui Ion de Sârbu. Da, să ne prezentați, telespectatorii pot să vadă pe ecran câteva din pozele din tinerețe, de fapt, da, evoluția vieții. Da, aici avem câteva din albumul de familie, am decupat fotografii importante care marchează etapele devenirii lui Ion de Sârbu, etapele biografice și câteva secvențe privind familia. În 1987, Sârbu, aici îl avem pe Ion de Sârbu împreună cu sora lui, în anul 1941, în perioada când era student la Universitatea din Cluj, care se mutase la Sibiu. Și aici este Ion de Sârbu împreună cu tatăl, cu mama și cu sora lui, în perioada în când era licean, și iată-l copil fiind împreună cu sora lui și cu o verișoară. Și în 1908, aceasta este casa părintească în care s-a născut Sârbu în 1919 la Petrila, într-o colonie multietnică în care nu se vorbea limba română, ci se vorbea practic în toate limbile din colonie, adică se vorbea în română, în maghiară, în sârbă, în cehă, în germană. Și spunea el în copilărie, nu știu în ce limbă vorbeam, iar când s-a dus la școală, întrebat fiind de preot ce este că el vorbea stricat românește, a zis că eu sunt un copil, că vrea să-l întrebe tu ce ești, dacă ești catolic, dacă ești greco-catolic, dacă ești creștin ortodox. Și Sârbu o și spune, el așa a însușit și a învățat limba română pentru că așa a vrut mama lui în școală, de altfel nenumăratele sale lecturi și apropierea de mari dascăli ai Universității Clujene, dar și de dascălii lui din perioada de școală gimnazială și școală medie l-au condus spre un studiu aprofundat al limbii române. Mai mult face elogiu dascălilor gorjeni care după 1918 a ajuns în Ardeal, pentru că acolo erau puțin dascăl. Vorbește despre un dascăl, Nanu, din Târgu Jiu, care a fost învățător și pe care îl laudă foarte tare. Iată, student aici, tot în 1941, și sunt mai multe imagini în care carnetul lui de student ajunge student la Universitatea din Cluj, după ce își face stagiu militar, de fapt face o școală de ofițeri din rezervă la Craiova pentru un an, după care iată îl îmbrăca militar pe front. În biografia lui Sârbu se întâmplă atâtea schimbări și atâtea accidente încât nici nu știi de unde să o iei ca să poți să ajungi la un rotund să-l definești. În 1941, bătut fiind de legionari, se înscrie în Partidul Comunist Român, într-o celulă a Partidului Comunist Român, aflat iată în egalitate, la Sibiu, da? Care era condusă de fiul celui mai bogat om din Sibiu, Stoichiță. Și Sârbu s-a aflat lucrul ăsta, între prieteni nu li se știa, dar pentru acest motiv a fi trimis pe front, nu cu gradul pe care l-avea de sublocotenent, ci ca sergent comandant de baterie anticar, va face frontul până la Stalingrad, va fi rănit. 3 ani de război, spune. Da, 3 ani de război, da, sunt nenumărate mărturii despre chestia asta. Iată un desen în tuș făcut de un prieten de-al lui, pe care l-ar fi vrut, în 1949, l-ar fi vrut pus pe coperta a patra
a volumului de povestiri Șoarecele B, era și tehnoredactat, numai că la momentul acela, 1982, s-a dat ordin ca nicio fotografie să nu apară pe o carte a unui autor. Aici este o fotografie din luna în care a fost arestat. În septembrie este în redacția revistei Teatru cu câțiva dintre prietenii lui, actrițe și oameni de teatru. Și notațiile, da, și notațiile sunt aparțin... Notațiile aparțin autorului, da, pe un album de familie întocmit în 1987, când se afla la Petroșani. Aici aceeași fotografie, aici este după pușcări. După pușcărie. Aici așa arăta Ion de Sârbu după ce a ieșit din pușcărie. După 7 ani de temniță grea. Da. Aceasta este o fotografie tot din acea perioadă, că după ce a ieșit din pușcărie, singurul lui gând a fost să scrie, însă nu i se permitea să rămână în București, avea buletin de București, nu i s-a mai dat buletinul de București, a fost nevoit să vină cu domiciliu obligatoriu la Petrila și a căutat de muncă, n-a putut să ajungă în învățământ, n-a putut să ajungă într-o redacție, vrea să ajungă, iată-l mai târziu, în 64 la Craiova, 64-68, ca secretar literar, și singura soluție a găsit-o la mina Petrila, unde va ajunge în noiembrie 1963 ca vagonetar. Va lucra o lună și jumătate în mina Petrila ca vagonetar, iar o parte dintre cei a avut norocul să aibă un maestru subteran, Bura Brutus, care se cunoștea cu tatălui Sârbu și acesta l-a protejat de turnători și de bătăuși care îl tot secondau. Sunt fotografii de acestea imediat după pensionare în 1973, când a început cu adevărat să se ocupe de scrierile sale, colecta atunci fișe, da? A fost primul semn în 1973 că va putea fi publicat. De altfel, publicarea volumului de povestiri petrilene în 1973 putea să însemne și din nou distrugerea lui Ion de Sârbu. Acesta este volumul apărut într-o ediție recentă, excepțional ilustrat cu fotografii provenite din Valea Jiului. Coperta aparține artistului plastic Ion Barbu. Tot el a adăugat și fotografiile care, imaginile care ilustrează cartea. E bine, această carte, după ce s-a tipărit în ediția din 1973, apărând cu dificultate pentru că i-a fost refuzată din nou de editura Tineretului, exista o etapă înainte de a ajunge în librărie. Cartea se ducea la bunul de difuzare și era un cenzor care citea și zicea: dom'le, știi, cartea asta nu poate fi difuzată că are niște chestii. Și aici este o povestire, Crucea, scurtă, dar extraordinară. Poate că ar fi bine ca cei care ne urmărește, dacă găsesc, să-l audă pe Octavian Zoltan Butuc recitând această scurtă povestire, care este de-a dreptul extraordinară și a făcut-o în mai multe lucruri, mai multe rânduri, și la Craiova, și la Petrila, și la Petroșani. Am văzut și la Iași, și la Cluj, peste tot unde merge Octavian Butuc, recită textele lui Sârbu. Iar acum are postat pe pagina sa de Facebook o reluare, fiind vorba despre 17 septembrie. Da, apropo de aceste trei cărți, cele publicate după 1989, Literatura de sertar, ar fi de înțeles un lucru. Ați amintit câțiva scriitori de la care s-a așteptat să fie literatură de sertar și n-au avut? Sârbu a avut și încă una foarte importantă. Dar atenție, trebuie să înțelegem, și ați precizat-o, a fost permanent urmărit de securitate după arest și cu toate astea și-a permis să scrie, a riscat să scrie, în timp ce ceilalți n-au făcut nimic. Da, este o arestare a lui Ion de Sârbu, s-a petrecut în niște condiții cu de-a dreptul excepțional. Era momentul de după contrarevoluția din Ungaria, cum a spus, din 1956. Atunci studenții români, în perioada lui 1956, înainte de a izbucni în octombrie ce s-a întâmplat la Budapesta, sau în noiembrie,
studenții români care erau din Ardeal sau la București mirosiseră câte ceva sau se afla din gură în gură și au pus la cale și ei prin unii dintre cei care aveau curajul o manifestație. Unul dintre aceștia a fost Marcel Petrișor, condamnat 25 de ani politic. Am avut ocazia să îl ascult, am avut ocazia să citesc câteva lucruri despre Marcel Petrișor care sunt cutremurătoare, vorbesc despre viața lui. El a fost anchetat la fel ca și Sârbu, la fel ca și Ivasiuc și alții, ca și Paul Goma, de cel mai criminal, dur anchetator de la Ministerul de Interne, capitanul Gheorghe Noiu. Da. Gheorghe Noiu, care era șeful anchetei Scriitor și Intelectual Dificil și care se spune că se dezbrăca la bustul gol, se punea în fața pe pantaloni un cearșaf alb și bătea pe ăștia de omora. Sunt mărturii care sunt cutremurătoare. E bine, Ion de Sârbu, fără să vrea, redactor fiind, am făcut așa un mic ocol, ar fi trebuit să fac câteva precizări punctuale primind biografia lui. Deci termină frontul, vine la Sibiu, își dă licența, se înscrie la doctorat, își ia licența la Lucian Blaga cu o teză de doctorat extraordinară, funcția epistemologică, nu, de la categoriile abisale, de la CG1 la categoriile abisale a lui Blaga, iar doctoratul este funcția epistemologică a metaforei. Își face doctoratul la Lucian Blaga. Din comisia de licență fac parte Lucian Blaga, Dede Roșca și profesorul Liviu Rusu, căruia va deveni asistent la Catedra de Estetică. Între timp face și cursurile școlii, cursurile de pedagogie, înțelegeți, și face seminar, absolvă seminarul pedagogic și ajunge asistent universitar. După aceea, conferențiar universitar la Cluj, la Institutul de Arte Ion Andreescu, unde predă și în limba maghiară. În 1949 lucrurile se rostogolesc și pentru că Sârbu era un ins care era deschis totdeauna, vorbea clar, nu tergiversa, spunea exact cum se spune la noi, ce e în gușe și în căpușe. Când a fost rugat, i s-a cerut ca să scrie un articol împotriva lui Blaga. A refuzat. Scrie împotriva lui Liviu Rusu. Și rugămintea sau ordinul se da de cel care era secretarul de partid al Universității la Cluj, Pavel Apostol, Saul Apostol, cum îi spune Sârbu, satrapul Universității de la Cluj. Și Sârbu a refuzat să scrie, a trântit... Apropo de lecția de demnitate. A trântit ușa încăperii unde se afla și s-a și a povestit lui Blaga. Și Blaga i-a spus atunci, ți-ai trântit ușa carierei tale. Lucrurile s-au întâmplat în tocmai în decembrie 1949, deci lucrurile astea se petreceau la începutul anului școlar. La începutul anului școlar universitar și în 49 în decembrie la vizierul universității a apărut un anunț scurt că sunt eliminați din învățământ, cu tare profesor, adică era pus Blaga, Liviu Rusu și Dede Roșca și asistentul lui Liviu Rusu, pentru că Sârbu încă continua să fie asistent, chiar dacă funcționa ca conferențiar universitar la Institutul de Arte Ion Andreescu. E șomer o perioadă, după aceea pleacă ca învățător în zona Apusenilor și revine în 1950 în primăvară la Cluj, unde va fi profesor de limba română, de istorie și de biologie pe la câteva licee din Cluj, iar la rugămintea lui Blaga și la sugestia lui Blaga și la insistența lui Blaga, care îl trimite la București
cu niște scrisori de recomandare, sârbul pleacă la București, se angajează la revista de pedagogie, unde funcționează ca secretar de redacție. Asta se întâmpla în 55. În 56 ajunge în august la revista Teatrul și de aici îi se întâmplă marea nenorocire, pentru că asistă la discuția dintre Marcel Petrișor și Ștefan Augustin Doinaș, care era colegul de cameră din perioada studenției lui Sârbu de la Sibiu, și Marcel Petrișor spune, uite ce se întâmplă, nu facem și noi. În anul următor, 57, în primăvară, arestat Doinaș, și după care vine și în septembrie rândul lui Sârbu, pentru că la anchete Doinaș ar fi spus că asta este, și Sârbu este arestat pentru omisiune de denunț. În documentele de la CNSAS pe care le-am văzut, Sârbu apare că ar fi fost arestat pentru omisiune de denunț, pentru că nu l-a denunțat pe Marcel Petrișor, că, mă rog, instiga la împotriva regimului, da. Da, instiga împotriva regimului, împotriva ordinii sociale de atunci. Sârbu este arestat, condamnat la un an de pușcărie. Ofițerul care îl va condamna, care semnează condamnarea lui, va fi viitorul soț al primei lui soții, Adrian T. Dimitriu, care ajunge ministrul justiției. Iar la cea de-a doua anchetă, când Sârbu practic el trebuia să fie liber, să fie eliberat după un an, întrebarea e eliberat, în 58 și nu s-a întâmplat. În 58, în septembrie... Am precizat mai devreme că s-a dus până în 63. Dar în septembrie trebuia să fie eliberat, numai că începând de prin august, Sârbu este anchetat în legătură cu o piesă de teatru a lui, Sovron Cărbune, o piesă considerată subversivă, care, al cărui manuscris, potrivit mărturilor lui Ion de Sârbu, a fost ars la sugestia lui Blaga, Liviu Rusu și Dede Roșca, care citiseră manuscrisul. Piesa a fost căutată peste tot în casa familiei Sârbu, numai că acolo n-a fost găsită, și Sârbu a fost condamnat pentru unertire împotriva ordinii sociale, de data aceasta la 7 ani, i s-a acumulat pedeapsa, să execute numai prima pedeapsă. În ancheta care s-a făcut pentru a doua pedeapsă, între anchetatorii care au stat de vorbă sau l-au anchetat pe Sârbu Ion de Sârbu, o să rămâne surprinși, poate unii dintre dumneavoastră, alții poate știți, s-a aflat Tudor Vornicu. Tudor Vornicu, care este cunoscut ca realizator de televiziune. El era capitan de securitate la acea secție de scriitori și intelectual dificil despre care Sârbu povestește în jurnalul său, când își amintește de momentul anchetei făcute de Gheorghe Noiu, căruia n-a vrut să cedeze și să semneze un angajament de, un angajament că ar putea să colaboreze cu securitatea. Da. Lucrurile acestea au fost demolatoare pentru Sârbu. Urmează perioada de detenție la Gherla. De la Gherla ajunge în lagărurile de muncă din Balta Brăilei, acolo unde își face câțiva prieteni care nu-i va uita sau care nu-l vor uita niciodată. Acolo îl cunoaște pe Sergio Al George, marele nostru indianist. Acolo se cunoaște cu actorul Mitică Popescu, aflat și el. A făcut și el pușcărie. Tot acolo îl reîntâlnește pe Alecu Paleologu și există niște mărturii extraordinare ale lui Alecu Paleologu, adică e vorba de omul de cultură, de politicianul Alexandru Paleologu, pe care Sârbu-l cunoscuse înainte de arestare, dar pe care îl va reîntâlni în Balta Brăilei, în lagărul de la Salcia. Și de la Salcia, sigur, la Salcia și la Grindu și la toate celelalte puncte de muncă din Baltă, lucrează fie la tăiere de stuf, fie la îndiguire, fie la cules de porumb. Există câteva texte care se pliază perfect pe biografia lui Sârbu în romanul Adio Europa, cu aceste perioade de detenție, ca și în Lupul și Catedrala asemenea.
omisesem să spun că lupul și catedrala a fost depus la Cartea Românească. Securitatea a extras manuscrisul din Cartea Românească, a și dispărut manuscrisul la un moment dat, sârbul cerea cu insistență și emite un document în care precizează că manuscrisul e bun de publicat la Europa Liberă, nu nici de cum în România. El va trena ca apariție până în 1995. Iată că n-a apărut în 1987 când a fost depus la Cartea Românească, n-a apărut nici în 90, nici în 91, nici în 92, nici în 93, nici în 90, apare abia în 95. După ce trecuse pe la editura Cartea Românească, va trece pe la Eminescu și va apărea la o editură intitulată Cartea Școalelor abia în 1995. Bine, dacă ne aducem aminte de anii 90, primii ani de după 89, cu acele tergiversări ale alinierii României, să zicem, pe varianta democratică, înțelegem cumva de ce sârbul supăra. Sau da. Opera sa, în orice caz, deranja și cred că a mai fost și, cu siguranță, rivalitatea aceasta între scriitori. Da, este rivalitatea dintre scriitori și, mă rog, pentru cine are timp să caute, aș recomanda o înregistrare care se mai găsește pe YouTube, cred că dintr-o emisiune serata muzicală a lui Iosif Sava, un dialog dintre Iosif Sava și Ștefan Augustin Doinaș, despre care Ion de Sârbu scrie că este martorul fatal al acuzării mele. Există nenumărate argumente că Ion de Sârbu a fost evitat de Ștefan Augustin și Doinaș. Ștefan Augustin Doinaș făcuse greșeala să semneze pactul cu diavolul și levita pe Iosif, pe Ion de Sârbu din motive de a nu fi nevoit să dea declarații sau note informative la securitate. Cu alte cuvinte, putem să spunem că l-a protejat într-un fel. Și mai putem spune următorul lucru, că în ziua înmormântării Ion de Sârbu spunea, a murit pe 17 septembrie, în aceea zi, ca să vezi ce înseamnă destinul, în aceea zi, pe scena Teatrului Național din Craiova, se juca în premieră piesa lui Arca Bunei Speranțe. Sârbu apucase să se trimită în perioada în care încă mai era lucid, că de prin iulie, nu mai putea să scrie. Cu dumneavoastră am discutat odată despre ultimele pagina ale jurnalului său, așa zisa povestea a vieții mele, din care a apucat să se scrie niște pagini pe care le-am publicat în volumul Ultimele la editura Maiastra de la Târgu Jiu și care a avut o bună primire și aceste pagini se opresc undeva în momentul aflării sale pe front, când își abandonează propriul cal pe undeva în zona Stalingradului. Și lucrurile acestea sunt atât de traumatizante pentru Ion de Sârbu, totuși și-a păstrat luciditatea până la capătul vieții sale, până i s-a scurs, cum se zice, ultima energie din trup. De altfel, una din lozincile sale bine cunoscute este luciditatea, este libertatea celor lipsiți de libertate. Și apropo de lecția de demnitate, eu nu cred că demnitatea lui Sârbu putea fi cumpărată. Au fost atâtea și atâtea momente de cumpănă când demnitatea lui Sârbu s-a scos la mezat, însă Ion de Sârbu n-a cedat niciodată. Avea puterea minerului de la taicăsu, a învățat un lucru. Taicăsu, înainte de a muri și înainte de a pleca de acasă, i-a spus să nu uite niște lucruri, da? Să nu moară nemărturisit, i-a spus întâi de toate, și să nu-ți pierzi lampa. Lampa înseamnă să nu-ți pierzi cinstea. Ce înseamnă lampa pentru miner? Pentru miner, lampa înseamnă cea care îl călăuzește pe sub pământ, da, acolo spre locul lui de muncă. Da, Valea Jiului fiind minerii de subteran, da, în totalitate. Da, da. Da. Dar apropo de momentul acesta, septembrie 1989, ați participat la acel moment, la ceremonia funebră, totul. Am fost la mormântarea lui Ion de Sârbu, am aflat, știți, atunci
lucrurile, mă rog, decurgeau de așa manieră. Eu îl vizitasem, ca să o iau puțin mai devreme, îl vizitasem pe unde sârbu, într-una dintre zile m-a sunat la telefon și îmi zice, și vă țin minte cu exactitate data, era chiar 6 februarie, vedeți, 6 februarie a fost lăsat, trimis acasă din pușcărie, 6 februarie. Pe 6 februarie 1989 termină de scris un interviu cu titlul Eu l-am văzut pe Blaga plângând. Acel interviu îi fusese solicitat pentru revista Ramuri de un jurnalist craiovean care adresa verbal 3 întrebări. Sârbu, din acele 3 întrebări adresate verbal, face un interviu de 26 de pagini. De fapt, el își pune întrebările și el își dă răspunsurile, lucruri pe care le mărturisește într-o scrisoare către fiica mai mare a profesorului Liviu Rusu. Și acel interviu pe care îl dactilografiase în 27 de pagini, m-a rugat să îl xerocopiez. Îl am xerocopiat și l-am dus. Și atunci, pe unul dintre exemplare, mi-a scris următorul autograf. Tânărului meu bătrân prieten Toma Velici, acest interviu în paranteză pentru un strict personal, în speranța unui viitor luminos. E bine, acel interviu a fost luat de cel care îl solicitase și dus ofițerului de securitate care, mă rog, era, cum se spune, pentru care semnase o notă ca informator. Deși el a avut foarte multe note informative date. Și e vorba interviul de... s-a publicat până la urmă? Interviul, dar treia să fie apare în revista Ramuri atunci, n-a apărut decât foarte puțin și acela ciuntit, iar integral l-a publicat întâi Dumitru Velea, fost secretar literar, atunci secretar literar al Teatrului Ion de Sârbu, al Teatrului Valea Jiului, ulterior Ion de Sârbu în Petroșani, și apoi l-am publicat eu integral în două rânduri. L-am publicat integral separat în 95 într-o broșurică și apoi l-am publicat în acest volum Ultimele, integral, cu note de subsol care și devalează multe lucruri legate asta. În sfârșit, trec aceste perioade dificile din viața lui. Ion de Sârbu, cum spuneam, necedând în niciun fel, și cum spunea, îmi permis să citesc, zice: e greu să mă împac cu gândul și nu am încotro că toate manuscrisele mele am gata 3 cărți grele, va trebui să le consider drept gestre de sertar pentru un foarte incert viitor post-mortem. Ori de fiecare dată Sârbu avea această premoniție de a-și calcula lucrurile cu atâta rigoare încât ele pare că citea în cărțile sibiline ale istoriei, știți cum se spune. Mă duc în lungi prin bărți spre parc, intru în biserica mântuleasa cu umilință și lacrimă, aprind 10 lumânări, tata, mama, Blaga, Eta, Sergiu, Stanca, Ovidiu. Acestea sunt stihiile ce mă protejează, dacă există un dincolo, ei sunt cei care intervin pentru opera și sufletul meu. Mă împac cu acest frig al morții inevitabile, încep să-mi număr atent și crispa zilele cele mai am de trăit. Mai am 5 cărți de scris, abia după aceea pot să consider că mi-am onorat polița și scălitura în condica sau în condicuța de prezență a secolului și veacului de bronz și fier. Iată mărturia de credință și mai mult, revenind la tema discuției noastre, înainte de a se pensiona, Sârbu scrie un adevărat cod moral: să nu uit. Titlul este, cum să vă spun, care bate departe, deci nu, titlul este bate foarte departe și acolo sunt scrise cu liniuță de la cap, cum se spune, fără punct, numai cu punct și virgulă, da? Sunt scrise toate, tot crezul lui moral și toată tăria lui sufletească și tot respectul lui pentru cele câte le-a avut pentru viața care a fost dată
trăită lângă acele mari personalități care au fost Blaga, Liviu Rusu, Dede Roșca, Onisifor Ghibu și mai ales respectul deosebit pe care îl purta părinților săi, mama și tata. Tatăl, spunea el, este și Blaga sunt stihiile. Avem foarte puțin timp, da. Vreo 2 minute. Și aș vrea să să ne spuneți câteva din zicerile lui. Am pus asta înainte de asta, spuneam la mormântarea s-a întrebat. La mormântarea întâmplată pe 17 a fost mai multă lume, între cei care au fost acolo, n-a lipsit evident securitatea, care de asta vă și întrebam. Într-un raport, ofițerul care a fost prezent a doua zi pe data de 21 și a spus punctul de vedere în legătură cu mormântarea lui Ion de Sârbu, precizând că după publicarea scrisorilor, așa cum preciza în cuvântul său la mormântare Ștefan Augustin Doinaș, se va afla multe adevăruri, multe despre Ion de Sârbu. Pentru mine, care sunt un dascăl și un gazetar de modă veche, cuvântul e un simplu mijloc prin care trebuie spus adevărul cu orice risc. Nu vreau să scriu altfel decât confrații mei, vreau să scriu despre altceva decât ei. Scrisul e taina mea, stau în celula mea, nu știu ce în jur, trăiesc ca un obsedat, scriu și înșel astfel istoria cea mare prin anti-istoria mică. Scriu până la moarte rugându-mă, Doamne, nu mă omorâ înainte de a muri. Cine nu are lucruri rămase în sertar, cine nu are lucrări rămase în sertar pentru post-mortem, este un om pierdut. Mă simt o furnică europeană plasată între Oceanul American și cel asiatic. Melancolia mea nu este decât forma elegantă a suferinței și disperării mele. Monologul meu e de fapt un dialog cu istoria, cu Dumnezeu, cu puternicii idioți ai acestei lumi și mai idioate. Acestea sunt decupaje din gândurile lui Sârbu și o chestie care mi se pare, țara a îmbrăcat cămașa morții, e vorba de momentul ăsta, ne-au vrut muți, acum se miră că suntem și surzi, ne-au vrut supuși, acum sunt revoltați și ne e tot una, nu mai avem nici idei, nici inițiative, ne-au vrut credincioși și fanatici, iată-ne ateii convinși chiar și acestei ultime religii antireligioase. Poate că aceste cuvinte sunt valabile și pentru perioada de premoniție. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru această, până la urmă, lecție de istorie literară a fost. Și eu vă mulțumesc că ar fi cu siguranță ar trebui să continuăm povestea, pentru că cu siguranță Ion de Sârbu merită să fie și mai cunoscut și de publicul larg, nu numai cel care a ajuns la cărțile sale. Mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc și sper că puținii sau mulții care ne-au privit vor fi rămas cu ceva despre Ion de Sârbu. Cu siguranță. Nu despre întâmplarea asta, ci despre Ion de Sârbu. Considerând că vor fi citit textele ei, nu am fost noi care am discutat. Le-am adus prima. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educație, a fost cu noi domnul Toma Velici, editorul operei, scriitorului de Sârbu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!